Concursul a reunit la Târgu Mureș sute de dansatori, care au venit pregătiți să-și arate maestria în pași de vals, tango sau cea-cea, învățați în sutele de ore petrecute în sălile de antrenament. Trebuie să muncești foarte mult, antrenament în fiecare zi, este greu. Este deoarece noi în copilărie eram totdeauna la antrenament. Iar pentru a ajunge la performanță trebuie să ai mulți ani de dans în spate, spun dansatorii. Este nevoie de foarte mult timp, deoarece e mult de lucru. După cum vedeți, noi suntem acum vicecampioni naționali și dansăm deja de 10 ani. Depinde și de talentul, de motivația perechii, dar oricum este nevoie de 2-3 ani ca să putem spune despre un sportiv că este bunicel. Cât despre această ediție, ea a venit cu o noutate. Ne bucurăm că am ajuns la ediția 3-a Cupei Dance Art. Anii trecuți am organizat două competiții deodată, Cupa Dance Art cu Cupa României, Cupa Dance Art cu Campionatul Național pe Clase. Este prima dată când organizăm doar Cupa Dance Art. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile.